astăzi în ședință ordinară prin dispoziția ordinarului 135-11 martie. Din cei 15 consilieri locali sunt prezenți 13, absentează inutiva domnul Gabriel și domnul Tori. Fiind prezentă majoritatea, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Domnul primar, vă rog să prezentați după cum ați fost informat, pe ordine de zi avem șapte proiecte de hotărâre cu puncte diverse. Iar ședința o să înceapă cu alegerea președintelui ședinței. Cine este pentru ordinea de zi? Unanimitate. Pe ordinea de zi sunt incluse două proiecte de hotărâre care vizează încetarea de drept a mandatului de consilier local. Motiv pentru care primul proiect în discuție va fi 12-2020. Și apoi? Proiectul numărul 12. Proiectul numărul 12. Adică punctul 2 de pe ordinea de zi. Fără președinte de ședință. Președintele de ședință se alege după discuția celor două proiecte. 12 și 13. Deci cine spune la ordinul 2? În mod normal, deci primul proiect de hotărâre ar fi trebuit trecut, numai că a fost făcut la început, ar fi trebuit trecut 13 sau 14, următor. Deci este doar o constatare cu actele justificative din spate, dumneavoastră luați act de... S-a votat ordinea de zi. Ordinea de zi este votat. Da. Discuții la proiectul de hotărâre numărul... Știți, când aveți în orele zi, proiectul domnul inițiator, domnul primar. Discuție la primul proiect de hotărâre, da? 12, da? Privind constatarea încetării de drept. Privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local, precum și a vacantarea locului de consilier local, ca urmărirea demisiei înaintată de către domnul Durlan Ilea. Discuție cu marginea proiectului hotărâre. Noi am luat act de demisie, a fost depusă pe data de 5 martie. Este referatul constatator, conform problemei. Hai să că este în măsură domnul Dula, să spun ceva. Păi da, asta vreau să și-a exprimat în scris. Deci și... este un act unilateral, aparține persoanei... Și dacă este aici, ar trebui să spus și bine venit. Da, da, să votați. Mai ales că se apropie acum cu coronavirus.
campanie electorală va trebui să vină și mai ales datorită faptului că a fost și acest lucru, indiferent ce se spunea unii din noi, se spunea că campanie se face, nu se spune nu. O să lăsăm toate efectivul și lucruri. Domnii consilieri care au fost afacționali de pe copiii de acum, vă să mai vină așa, dacă poate, poate o fi și sunt al patriei. Deci, asta e. Consider că poate am încercat să întreb ceva, să mai spunem ceva în cadrul Consiliului Local unde am sesizat sau am crezut că administrația greșește sau face anumite lucruri care nu ar fi chiar normale. Am văzut că nu se poate. Bine ca fiecare spunea că promovui și deci, datorită acest fapt, am decis chiar dacă e dată și să mă detrag din punctea de consilier local. Asta nu să nu înțeleg cum o voi distrage din viața politică a acestui comun. Nu? Fac. Să se fac treaba mai bine cu latura politică, să-ți las și funcția de consilier la latura politică, să-ți las ca cineva să facă munca de consilier mai asigur, mai bine, din partea partidului mișcarea comună. Vă mulțumesc celor care m-ați suportat așa cum am fost, duralim, neduralim. Ați fost colegii mei în diferite situații, mai sunteți, sunteți prieteni și vă doresc puteți să continuați mă să trei toate ședințe. Ne vedem la validare, am mai bun sigur. Vă mulțumesc! Alte discuții? Supunea la vot proiectul hotărâri. A domnului consilier 3 luni. 3 ședințe ordinare sau extraordinare consecutive a domnului consilier Oprăiu. L-am sunat, dar probabil na, din anumite motive el e unul dintre cei mai ocupat, mai cu treabă, mai stânga în dreapta, doctor să ajungă. Vreau să îl felicit pentru activitatea care a depus-o în cadrul Consiliului. Cum toate bunele, cu toate relele, a fost un consilier ok. Avem, cel puțin eu, noi executivul, n-am venit nimic de obiect dat la adresa lui. O încercare de genul ăsta, care a eșuat, am mai avut domnul program trecut, tot așa la trei ședințe. Acum venim cu același lucru, supunem la vot, sau dacă dintre colegi mai are ceva din înscrie la cuvânt. Supunem la vot. Cine este pentru? Și acum revenim la proiectul de hotărâre numărul 11. Vă rog să faceți propuneri pentru președinte de ședință perioada martie-mai. Domnul Matei, îmi zădați striga împăratul.
Deci două abține. Și un vot împotrivă. Și nouă puteți? Împotrivă. Dumneavoastră a spus împotrivă? Deci un vot împotrivă și o abține. Da? E regulă un vot împotrivă și o abține. Da? Domnul Matei Laurențiu, vă rog să... Ala, poate în ceva ți-l o vot în cum? Cum? Președinte de ședință, votare de 3 luni, sau inclusiv una mare, este domnul Matei Laurențiu. Continuați ședința, vă rog. Cu proiectul 14. Proiectul vă vedem cu 14, pentru aprobarea acordului de parteneriat privind colaborarea dintre administrația bazinală de apă Siret și Comuna Siret de sub Bacău, pentru derularea proiectului de abilitare și vorbe de lucruri produsuri în Comuna Siret și de sub Bacău. Domnul primar, dați câteva detalii? Deci știți că avem proiectul pentru reabilitare râul Clotuș. Deja astăzi am văzut, ne-au ajuns și avizul favorabil de la Zelgaz, de la Transgaz, pardon, de la Media. Cei de la Apele Române pentru aviz ne cer acest acord de parteneriat pentru, se referă de la delimitarea zonei lor și a noastră. Și trebuie să facem un acord de parteneriat. Ca să ne poată da avizul și să mergem în continuare cu avizul de la mediu. Cei de la mediu nu ne bagă în ședință CT fără avizul de la Apele Române. Dintr-un domnul consilier, cine este prin acord? Nu se scrie nimeni la punct, cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine este abține? Deci a fost votat în unanimitate. Să mergem la proiectul următor, proiectul hotărâre numărul 15 din 2020, privind aprobarea Fondului de Executive și Indicator de Execuție, Bugetului Serviciului Public de Apă, de Alimentare cu Apă și Canalizare, din suport la Consiliul Local, pe Consiliul al 4-lea 2018. Câteva detalii? Da, sunt întrebări, cum de exemplu bugetarea la apă și canal, la serviciul de apă. Domnul consilier, suntem la apă. Întrebare, dacă serviciul, acest serviciu are personalitate juridică, este în subordinea Consiliului Local, da? Are personalitate juridică? Da. Cod fiscal separat, cod separat la personal juridică. Terția. Recunoscută. Am înțeles. Mai scrie cineva la cuvânt? Supunem la vot cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abține, o abține. Trecem la proiectul următor. Proiectul hotărâre numărul 16 din 2020 privind aprobarea prețului și tarifului pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare. Pentru serviciul public de alimentare cu apă și canalizare de sub ordinea Consiliului Local Creuț. Cine se scrie la cuvânt? Nu se scrie nimeni la cuvânt, supunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? O abținere? Mergem mai departe. Proiect de hotărâre numărul 17 din 2020, privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru franșiștile din Comuna Creuț și de sub Bacău. Ne dați câteva detalii, câteva precizări? Ați avut un rezumat din acel amenajament. Tot amenajamentul avem aici. Sunt prin format electronic și format de hârtie. Este cuprind studiul OSPA a terenului făcut de cei de la OSPA normal și de la Camera Agricolă, nu? Studiul agro... Pedologic și agrochimic. Da, studiul pedologic și agrochimic. Dacă vreți să-l studiați, noi trebuie să-l aprobăm și să înaintăm la Direcția Agricolă. Asta se face de 10 ani sau da. Dar n-a fost făcut niciodată. Deci, domnul consilier, cine se scrie la moment? E obligatoriu. Da. Aceste pășuni, dacă sunt concesionate sau se încriază la o altă, către cei care doresc să se beneficieze? Care este statutul lor actual? Da. De ce îl trebuie?
ce trebuie să motiveze ce întreba acest lucru ca să-și prezentare de scopul până la capăt. Spune. Eu consider că dacă ar fi concesionate pe o perioadă mai lungă de timp, cel care concesionează o astfel de pășune ar fi interesat să investească și el nu numai neapărat sumele mărești de gândim, sufletul acolo în pășunea respectivă, cum o degradeze, să câte și mai câte lucruri. De fapt, am venit cu această propunere acum câțiva ani, dacă v-am zis. De-aia întreb acum, n-ar fi mai bine, dacă sunt concesionate, e de bine. Dacă nu, să considerăm o astfel de gând. Pentru că omul trebuie să se dezvolte cu animalele respective în perspectiva anului. Știu ce mi-a spus doamna secretară, dar... Haideți să vă spun eu câteva detalii. Lucrarea este pe total pășuni. Nu numai oate, și persoane fizice. Nu numai oate, și persoane fizice. Așa s-a cerut. Concesiunile le avem pe în vigoare, dar sunt pe suprafața eligibilă din pășunea care o avem. Toți cei care au concesionat, și bine, logic, n-au avut niciun interes să ia suprafață neeligibilă, să plătească la primărie impozitul, să plătește impozitul aia, și să nu beneficiezi de nimic. Interesul nostru e să mărim această suprafață eligibilă și să întreținem această pășune. Iar majoritatea contractului, din ce știu, se expiră la an. În baza la acest amenajament, se poate scoate la licitație și o scoate la licitație în momentul când... Iar în amenajamentul ăsta prevede niște lucrări, niște cheltuieli, niște chiar mărișoare pe care și pe noi ne pune la treabă, nu numai pe cei care au concesiune. Și pe restul de suprafață. Dar posibilitatea de concesionare pe o perioadă mai lungă de timp? Este 34, 10 ani era banca. Da. Deci, 10 ani nu este perioada lungă de timp. Păi o rămânță de urgență. Nu este perioada lungă de timp, 10 ani? Nu. Păi da, pășunile sunt concesionate pentru acest, pentru... La omul să se investească într-o chestiune implicată de pășuni, gândesc cel puțin 25 de ani, dacă nu sunt mai mult. Eu mă gândesc ca să favorizăm cu cei care doresc. Da, după 10 ani, cel care a concesionat are dreptul de preemțiune, poate să câștige din nou. Dacă mai crește el. Dacă nu mai crește, vin alții. Da, și cu animalele nu e același lucru cu celălalt gen de concesiune. Deci pășuna e pentru anume, deci specială pentru pășunat. N-are treabă cu alții domenii de activitate de concesiune. Iar cei care dețin animale sunt, care e o tradiție și au de viață animale și țin în continuare. Dar sunt și care au concesionat o suprafață de teren pe un număr, pe o capacitate de animale și apoi nu le iau. Și nu poți să ții terenul încurcat. Acum mai zice cineva care se strâng la urmări, dar nu știu cum vreau, cine este pentru, cine este potrivă, cine se abține. Se abține domnul Chiar. Trece la punctul următor, punctul diverse, deci tot îmi consider cine să fie la urmări. Altcineva? Domnul Bărcuța Năcuru, aveți mult. Da, mulțumesc, domnul președinte. Domnul primar, nu am nimic personal, doar vis-a-vis de administrație. Aici, la putere, v-am ajuns pe 2-3 ani să încercați să discutați cu administratorul, dar nu se vede că s-a discutat în prezența asta. Vreau să vă spun că mizeria este foarte mare și a doua la mână, coșul de fum de la brutărie nu este scos în afară acoperișului. Acoperișul e plin de negru de fum. El într-o zi o să plece, noi o să rămânem cu daune. A doua la mână, v-am mai spus, vă repet, drumul
peste calea ferată, peste pot, spre Ierbiu. Trebuie un pic amenajat dincolo din calea ferată, îi spart de tot. Și acum și potul s-a spart, mai tare. Și spre Floreș și Poeștia, la autogredere, când se poate. Aș mai avea o problemă. Cum treci calea ferată în stânga, este un bloc, un capul din beton. Acolo a devenit și drumul îngust din problema lui și e foarte multă mizerie în zona aia acolo. A trebuit desfințat, lărgit drumul, curățenie, tot ce trebuie. Și mai am o problemă vis-a-vis de coronavirus. Dacă o să fie probleme în comuna noastră, izolare la domiciliu, alte probleme, aș avea rugămintea să folosiți toate abilități, nu știu cum să mai explic, să oamenii să primească tot ce le trebuie, să nu suferi de nimic. Asistență. Ce trebuie? Ați terminat? Da, mulțumesc. Are cuvântul domnul consilier. Mulțumesc. Punctual, domnule primar. Dacă aveți întrebări că domnul primar, așteptăm la unul să răspundă la voi. Și eu am întrebări. Așteptăm la ședința următoare, când va fi convocată, să veniți cu un proiect de hotărâre pentru demararea lucrărilor de reparație la casa Setin. Știți că acoperișul pe o suprafață de vreo 40-50 de metri pătrați este spart. Partea lemnoasă de desubt este putele. Acum, să mulțumim Dumnezeu că a fost seceta anul ăsta. Dar poate vin și vremuri mai secet, mai pline de precipitații și se degradează de tot. M-am uitat în proiectul de buget de anul 2020 și aveți niște bani la rezervă pentru Casa Rosete. Puteți să disponibilizați de acolo, eventual dacă au mai rămas ceva materiale de noase de la dispensat. Da, dacă nu, să poată începe lucrările acolo de urgență, că se degradează mai tare. Doi. Luați măsuri și închideți baza sportivă. Aceasta din vecinătatea dumneavoastră, pentru că, mă repet, a devenit extra maidan. Nu știu dacă i-a ajutat cumva pe fotbaliști, le-au făcut, le-au fortificat tonusul muscular pentru campionat, dar stau și mă întreb așa, sunt echipe de divizia A care nu fac antrenamente pe nocturnă. Și la noi, nocturna este folosită cu discreție, cu indiscreție, pardon, aproape 4-5 zile din săptămână. Acum, ultima săptămână nu au mai fost, e adevărat, dar în schimb de dimineață și până seara, echipe Brunetto Măslinii sunt pe acest teren un balan fără cap. Nu știu pe unde intră. Eu știam că este închis acolo. Și vă rog să țineți cont de legea din 26 ianuarie 2020 cu privire la păstrarea ordinii liniștei și a climatului vecinătăților la asemenea chestiuni. O a treia problemă. Când brutăria și-a tras 2-3-30 sau nu știu ce, din transformatorul ăla de pe strada asta, Dr. Damian, a spart șoseaua. Sunt vreo 5 ani de zile de când este spartă, acum trec mașinile de utilaj greu ale domnului Șerban, unele mai moderează, dar altele intră cu 40 de km la oră, este un zgomot asurzitor, parcă trage putun. Impuneți-i acestui domn care are brutăria să ia două lopeți sau două roabe de bitum și să repare stricăciunea pe care o făcut-o acolo.
Și o chestiune mai delicată așa. Dacă tot am discutat despre amenajarea pașiștilor, nu există la Direcția Agricolă Bacău un peisagist cu care să luăm, să luați dumneavoastră legătura la propunerea noastră, ca să ne facă și pentru Comuna Căiuți un proiect de amenajare de la intrare și până la ieșire? Ar fi foarte interesant ca să fie și rigolele făcute, să fie plantate și vegetație, mă refer la arbuști ornamentali, la flori, jardiniere, refăcute garduri, refăcute băncile și așa mai departe. Chiar și sistemul acesta de colectare a deșeurilor, pentru că sunt foarte puține și foarte degradate. Mulțumesc frumos! Are cuvântul domnul consilier Oveanu. Domnule, câteva probleme. 1. Gunoiul transportat, sau mai bine zis, activitatea gunoiului în legătură cu societatea care a fost invitată în cadrul unui consiliu local, continuă să ne producă neplăceri. Problema se pune în felul următor. Administratul acelei societăți și-a luat angajament aici, în fața noastră, că va înceta această activitate și va înceta producerea de neplăceri nouă locuitorilor din această comună. Ce să înțelegem, domnule primar? Că acel domn nu și-a respectat cuvântul, e un lucru. Dar chiar nu putem noi să-l determinăm să înceteze această activitate? Iar dacă dumneavoastră îmi veți răspunde acum, pentru că în ședințele, ultimele două ședințe la care am participat, una din întrebările pe care vi le-am pus a fost în legătură cu această problemă. Ați ocolit răspunsul de fiecare dată. Deci s-a terminat ședința, tot la diverse, și nu am mai primit răspunsul. Azi se vedea ședințele anterioare. De această dată, domnule primar, doresc să-mi dați răspunsul. Ce-i de făcut? Dacă nu aveți dumneavoastră posibilități să-l determinați să se oprească, ne o spuneți nouă și noi, locuitorii comunii, vom găsi căi și mijloace aproape de lege, de respectarea legii, ca să îi limităm activitatea. A doua chestiune. S-a făcut vorbire în primul proiect despre podul de peste Trotuș. Sunt ceva ani de când s-a constatat degradarea acestuia. Am înțeles că în acest an s-ar putea să intre la reabilitare. Domnule, domnule, până la reabilitare, aproape că n-a fost ședință, să nu amintesc necesitatea instalării. Mai. Deci revin. Până la reabilitarea podului de peste râul Trotuș, am propus de nenumărate ori să puneți niște pancarde care să limiteze gabaritul, trecerea mașinilor cu gabarit mare și reducerea vitezei. Mai nou, de câteva săptămâni, pe acest pod trec niște mașini ale unei societăți pe care o cunoaștem, care transportă balast din zona comunei noastre, din teritoriul comunei noastre, respectiv de la Bojna. M-am interesat, este din coace de Borna, dintre Cotoconești și noi. Domnul meu, domnule primar, până la am dat răspund la întrebarea dacă acest balast este luat cu știrea dumneavoastră și dacă el este plătit de această societate, eu nu țin minte să fi aprobat noi în Consiliul Local să se ia balast de la noi din comună. Deci până la am dat răspunsul asta, eu vă spun că
Transportul acestui palat se face pe drumurile, Oatecă-Iuz. Unul din drumuri asfaltat, nu de mult timp, de 2 ani de zile, este vorba despre drumul Heltin. Deci, acest palas, aceste basini, cu un tonaj de peste 40 de tone, merg pe drumurile Oatecă-Iuz, mai nou și pe drumul Hârtiului, nou asfaltat, nou, de 2 ani de zile asfaltat. Vă reamintesc că acum vreo 2 ani și ceva, spre 3 ani, eu am depus un, am inițiat un proiect care a fost aprobat, un proiect în legătură cu gospodărirea avuției și apărarea avutului Oatecă-Iuz. Proiect care avea în componența lui și un articol în care era stipulat clar respectarea circulației pe drumurile proprietate Oatecă-Iuz cu tonaj și cu gabarit conform normativelor și a cărții tehnice a drumului respectiv. Faptul că transportul, da, au liber să transporte, numai că acolo eu propuneam și niște sancțiuni, amenzi pentru cei care nu respectă. Și la urmă urmei, de ce se face acest lucru? Pentru că tonajul mare a gabaritic produce distrugeri la drumurile respective și toate acestea se produc, se vor făptui pe cheltuiala Oatecă-Iuz. Deci, domnule primar, respectuos vă rog, răspuns la prima întrebare în legătură cu gunoiul care produce neplăceri, cel de-al doilea în legătură cu podul, cu marcarea și cu pancardarea podului în cele două intrări, limitarea gabaritului și a vitezei, o altă întrebare, de ce se ia balast și cu aprobarea cui de pe teritoriul comunei Căiuț? De ce se execută transport cu tonaj agavantic pe drumurile Oatecă-Iuz? De ce? Nu vă pot mulțumi tuturor, pentru că o parte dintre dumneavoastră m-ați deranjat. Am încheiat. Are cuvântul domnul consilier Ogan. Domnul primar, vis-a-vis de virusul ăsta care i-a părut și la noi țară, la noi, în localitatea Pradea, au venit mulți din Germania, din Spania și umblă prin sat, la biserică. Treaba este cum a treabă lumea, că ăștia de ce nu stau acasă. Unii respectă, unii nu respectă. Și de făcut. Intră în magazin, intră în stânga, în dreapta. Cum să procedăm să fie bine? Asta ar fi unul. Și a doua, v-am mai rugat și vă mai rog încă o dată pentru marcarea drumului pe aici, frate. Atât. Domnul primar, vă rog să mai notați două întrebări. Când a fost convocat Comitetul Local pentru situații de urgență și dacă este un plan actualizat, având în vedere evoluția coronavirusului? Nu știm cum va evolua și cât va dura această epidemie, dar trebuie să ne pregătim pentru ce este mai rău, cu speranța că va fi bine. Pe lângă lemnurile care vin la nivel central, trebuie să le respectăm cu strictețe și să fim pregătiți cu un plan suplimentar de măsuri. În 1914, în Serbia, au apărut primele focare de care a fost problemă de la de această materie. Tipos. Nu de... Tipos. Tipos. E tipos, da. Toată lumea spune atunci că nu e graf, la noi nu va veni, va fi tot ok. În 1917, la Pralea, a apărut tiposul la soldați în tranșee.
datorită igienei, pentru că nu există igienă, datorită imunității slabe, pentru că nu aveau mâncare, o pătruns în comună, în pralea Bridar Popeni și o ajuns în toată țara. Se spunea atunci că are o rată de mortalitate de 10%, tifosul. În realitate, jumătate din locuințele de la prale au rămas goale. La fel și astăzi se spune că mortalitatea e foarte scăzută la coloana virus, dar nu se știe ce va fi și cum va fi. Dacă din domnul consilier, dacă vrea cineva să ne scrie la cuvânt, mai vrea cineva să trebuie ceva, dacă nu așteptăm răspunsurile, se va da, dacă vrea. Deci, domnul consilier, dacă probleme, la el îți nu stisese niște observații de 4 ani continuu, adică vedeți că acolo e un câine mort, dincolo se trece calea ferată, așa, dincolo e bolovanul, cât de rău știm, cred că e de timpul războiului, mi-a văzut și de când. Cazemata, din fața. Cazemata. A încercat cu picon din ăsta mic să-l spargem și n-a reușit. De la gata, de la mare. Poate când a venit la cod aici, o să vină cu picon de la puterii mari să-l putem sparge. Am încercat cu ăsta, nici n-am. Gen de observații care sunt binevenite, noi le primim. Asta e viața. Facem exact ce putem am dintre ele. Am fost acolo cu piconul, La domnul Sârbu. Am avut o discuție cu domnul profesor vis-a-vis de acea parte a conacului. Șanse prea mari, cel puțin anul ăsta. Nu cred că sunt să prindem investiții pe acest conac. Și de banii care sunt prinși în lista de investiții și aia, o să încercăm să facem un mic proiectel pe buget local, să acoperim partea aia de sus, să schimbăm căpriori, asterială și să se închidem partea aia de sus. O să trimitem pe cineva să facă un proiect de buget local, ca și măsură să nu se mai deterioreze în continuare, adică să nu se distrugă chiar de tot și să nu mai plouă. Acolo știm fiecare cum arată. Am încercat acum 3 ani, am pus niște tabla acolo, nu a fost prinsă, că n-am avut în ce și a luat în pământul iar. Nu potrivit scândurile, nu înțeleg. N-am ce să. Vis-a-vis terenul de aici, de alături, domnul consilier Gavrăș, mare atlet și sportiv, care se ocupă de echipa de fotbal, vă rog să veniți, să vă predau terenul cu cheie și răspundeți de el. Vă aștept oricând. Și după aia, domnul profesor, chiar vă rugăm și în contextul la ce este astăzi, la ora asta în țară, nu m-am mai ținut cont de acest teren, nu mai știu ce s-a întâmplat aici. O recunosc că joacă în fiecare seară, că joacă o dată pe zi, câți mai stânga, mai de dreapta, mai aia, nu. O să luați, o împuiați, echipa care e oficială și vă prin asociație, veniți, jucați, închideți și cu asta pe asta. Am încheiat această problemă. Așa, la domnul Orheanu. Nu știu dacă ați observat, domnul Orheanu, acel antreprenor, sau cum să-i spun, acel întreprinzător care a venit atunci în ședința de Consiliu și care a... Nu știu dacă ați înțeles. El a spus așa, pe data de 15 martie, am voie să incorporez acest îngrășământ organic în sol. Și dacă ați observat, dar vă rog frumos să nu mă întrebați și să nu faceți... Cine v-a întrebat, doamne? Așa. Am văzut că deja suflați. Păcea, trăgeați aia în timp. Funcționează prezumția de neîntrerupere, domnule. Și începând de data de... Haideți să... Începând cu data de 15, omul a început să-și încarce cu noi și să-l încorporeze în sol. Zilnic, dacă vreți, vă și număr sau pun om să numere. Pleacă de acolo 20, 50, 100 de mașini pe zi, dar le-aș vă duce și să vă închide. Iar că a făcut disconfort, nu a făcut din cauza primarului, cum se spune peste tot, primarului de la Căință. El a venit,
Prima dată că ai tu că o chemat garda de mediu, DSP-ul, toate organele, au fost, a dat amendă, l-au dat în judecată, l-au contestat, e întreaga etapă și tot felul de dosare. Până a patra oară a fost garda de mediu. Săptămâna trecută? Da. Săptămâna trecută. Și DSP-ul? Am fost cu ei acolo. Eu, ca și UAT, ca și primar, nu știu dacă am competenții mai mari în acest caz decât garda de mediu. Aveți tot. Mai mari ca garda de mediu? Păi atunci ce mai chem? Sunteți domnul Orgeanu. Primul ministru al comunei. Da, da. Deci, asta este treaba. Iar vis-a-vis de acel balastru, de care povestiți dumneavoastră, e luat de la Rom Silva. Nu e luat de la noi. Eu am văzut mașinile pe drumurile comunale, i-am oprit și am, împreună cu primarul de la Coțofănești, am ajuns la o înțelegere, dacă tot ia de acolo și trece pe drumurile comunale, să refacă drumul, să-l facă, că nu a fost făcut niciodată, între Băiște și Băiște de Jos. O parte este la noi, o parte este la Comuna Coțofănești. Și o să mai pun și restul mașinii balastru în partea asta. Domnule, îmi permiteți? Nu, dar eu să vă permit domnul președinte, nu eu. Domnul, nu deci, asta știu, asta v-am spus și asta se întâmplă. Vis-a-vis de problema ridicată, vreau să zic și eu, de-aia am făcut ședința în sala asta, ținând cont de COVID-19 ăsta care ne îngrijorează pe toți. Deocamdată nu ne-a afectat direct niciunul, dar nu să știe ce se întâmplă. Problema pusă de domnul Oprea. Am făcut vă 3 sesizări. Și până la urmă au venit ieri de la DST, de această problemă la momentul ăsta să o noi administrăm, dar nu știm nimic. Nu știm nimic în ce sens. Nu avem listă, nu avem raportări, nu avem nimic. Cine vine din afară? Nu vor să ne dea. Am avut ședință cu prefectul și ne-a spus, domnule, nu se dă la primar, la OAT-uri, listele cu cei veniți din afară. Și legătura este ținută între VAMA, între organele VAMALE și DSP. Direcția de Sănătate Publică pe fiecare județ. Eu, dacă sesizez din zvonul, din X a venit din zona nu știu care, Y, în adresă, la Direcția Sănătate Publică trimite jandarmii și poliția. Eu nu am și nici n-am drept, n-am cum să iau măsuri. Nu pot lua măsuri. Amenzile de 4.000 de euro de care se desfășoară în mass media, le dă DSP-ul. Și cu poliția și cu jandarmii. Nu are primăria această... Da, am auzit și eu. Și s-a auzit peste tot. Am primit telefoane și noapte. Vezi că a venit X, vezi că a venit Y. Da, a doua zi, adresă la DSP. Nu a venit, îl verific în listă dacă e raportat din zona roșie de la... a venit peste el și l-a verificat. Dacă nu-i raportat și nu-i venit din zona roșie, nici ei n-au ce să-i facă. Că am zis, domnule, dar știu, uite, vorbești pe mine că sigur a venit de acolo. Am mai avut, știi prea bine, sunt domnul Consiliul Europei, a venit unul peste prău, în mașină de Italia, în curte, nu știu ce, dă-i, trimit oameni pe la el, la poartă, bă, am trimis o mașină acasă, eu sunt la Anglia, uite, poți, te vorbesc din Anglia. N-am tot. Deci, așa, panică și zvonuri între oameni sunt. Dacă sunt cazuri concrete, noi le raportăm la direct, sunt date publice. Am făcut adrese și în urma adreselor a venit ieri o doamnă de la Direcția Sănătate Publică, am mers la oameni acasă și au verificat. Singurul om abilitat pe lângă cei, sunt doamnele, și acum am rămas numai cu una, doamna Tudorin, sunt doamnele la asistență socială. Măsurile care le-am luat noi. Astăzi am deratizat școala. Am deratizat microbuzile. Astăzi a venit, nu știu dacă ați întrebat, au deratizat locurile de joacă, stațiile de autobuz. Am făcut adresă la operatorii de transport în comun. Sunt obligați să deratizeze în fiecare zi, dacă nu la fiecare cursă. În fiecare zi, în fiecare seară să deratizeze microbuzele și autobuze și de transport în comun. Alte măsuri nu avem cum să luăm. Și cred că la capitolul ăsta intră răspunsul și pentru domnul. Dar vreau să spun că în situația asta, dacă oricând se putea spune așa ceva, în situația asta nu se spune nu putem face nimic. Dacă și acum spune nu putem face nimic, mai rău plecăm acasă toți și așteptăm să fim poate
Dar trebuie să le facem. Noi le facem acum, în momentul când bătrânei 10 sau 25 de testați în comună, nu mai poți să ne faci nimic. Nu mai cum. Este imposibil. Da. Exact. Și încă o veste ok. În județul Bacău, joi, era confirmat doar un singur caz la Măinești. Un copil de un an jumătate. Niciunul. Nu! Da, își povora că eu ți există o suspiciune de infestare cu coronavirus? Nu. Dom'le, e posibil de-a mea de posibil să fie... Nu, scenarii. Scenarii și bănuieri. Și... Scenarii. Da. Iar avem adresă, e a doua adresă făcută la drumul național pentru... Știu, domnule, dar și ce să le fac? Facem marca, nu se marci, nu se marci cât de repede. O să marci drum. Da, trebuie portulată, pe ea prea adus, cu părat, pământul. Facem ceva? Știm, domnule. Păi ce facem acum? Ascultăm și altul care ne-a curățat. Cu ce? Cu piatra aia care e? O luăm, mă cărăm de acolo. Tot noi trebuie să luăm, cu forțele proprii. Trebuie luat, am plătit o cavă dată asta, nu? Da. Acum ce faci? O mai plătim încă la rămpres. O mai plătim. Iar mi-ați adus aminte de gunoi. Am zis că nu deschid subiectul, că nu s-a avocat nimănui. Acest... întreprinzător cu fabrica asta, știți cât plătește taxe de salubritate la Comuna Căiuț? Curiozitate. 300 de milioane. 30 de mii de lei. Fără consop, nu-i balat de informație. Oficial! Dar nu plătești la primul iar. Dar nu plătești la primul iar. Domnul Chiamu, dar am comentat eu când ați vorbit dumneavoastră ceva? Adică are 80 de angajați, ca să știți. Răspundeți la întrebări, domnul primar, care sau... Păi nu, că în el dați cu... Dar haideți să facem dialog, în el dați cu chestiile alea. Și eu am mai zis, în momentul când îți vine un om și îți angajează 80 de ani, nu poți să-i dai cu piciorul ca și cum n-ai avea nimic. Dacă era celălalt om care era în fabrica asta, s-a adunat impozit și nu plătea nimic. Iar ăsta îți vine și susține comuna. Că altfel... Și așa e greu. Avem facturi de 300 de milioane pe lună. Nu face pe gratis. Ce tot atâta susține comuna? Toți care se dezvoltă economic și așa mai departe, trebuie să plătească impozitul la stat. Cu asta, cu asta. Care e problema? Da, așa e. Mă, ce numai că se pot dezvolta și în alte părți. Și noi trebuie să-i atragem să dezvolte la noi, nu în alte părți. Ce să zic, domnule, asta e bine. Da. Alte întrebări. Deci vă am să-i dau un drept la replică domnul Orteanu, pentru că a vorbit fără să scrie la cuvânt, mi-e metodul. Da, respectați. Domnul președinte, respectați, vă rog, dar când puteți să întrebe, pentru că întrebări pe care le-am spus, nu vreau să-i răspunde. Acum, eu n-am nicio problemă. Poate să vă dați cu domnul Orteanu cât vrea, cu tot respectul. Cu tot respectul și toată recunoștință. Dar dacă ne apucăm de dialog, o ținem până dimineață. Mai spune el ceva, mai spune ceva, iar mai spune, iar mai spune. Eu am tăcut. Nu-i prima dată când am făcut dialog în ședință de consiliu. Acum când vi se pun întrebări și nu vreți să răspundeți la ele așa cum ar trebui cu realitatea, imediat eu fac dialog. Ați făcut dumneavoastră dialog mult mai mult asupra mea decât am făcut eu astăzi. Fac lucruri care nu ți-aș spune dacă dialogul e respectiv de bani. Domnule primar, aș număra mașinile cu gunoi. Nu spuneți că 10 studii. De ce nu ne numărați pe alea cu balast? De ce nu îmi răspundeți la întrebarea în legătură cu transportul balastului pe drumurile Oate-Căiuți cu tonaj agabarit, cu tonaj peste cel prevăzut pe cartea tehnică a drumului? Dar domnul Orteanu, aveți dumneavoastră cântat la foarte des cu tare că e mare tonajul mai mare de oameni? Poftiți? Aveți dumneavoastră cântat la foarte? Nu le știți care e tonajul mai mare de oameni? Eu ca să confirm chestia asta, eu am fost acolo, trebuie să
schema ARE, o să-i pună cântarul și cântarul a schimbat mașina. Nu a fost convocată, domnule. Ar trebui convocat și ar trebui convocat și toți invitați special toate și așa ceva. Mie mi se pare o chestiune foarte, foarte importantă. Nu știu cum mi se pare dumneavoastră. Da, când convoci și comitetul local de stat student, se iei niște măsuri. Deocamdată așteptăm să vedem ce se întâmplă. Nu suntem... Creăm o panică aiurea și n-are rost să creăm. Eu asta o înțeleg. De ce să creăm o panică? Asta și dintre personalul la primărie. Să vaite de numai numai. Sunt fete care zic, domnule, care nu... Bă, ne facem treaba cu restricții, cu un polițist la ușă, îi ia adresa, o duce la birou, dacă e urgență, intră la mine, intră la fiecare birou. Dar nu putem să panicăm, să blocăm noi de la neputere. Plus de asta, la nimeni din primărie, nici la mine să plece în șomaj. Panica e una și cea mai rară. Deci atât timp cât nu se ajunge acolo, oamenii nu pot face nimic. Pentru că degeaba ia felul măsuri, ia prefectura și Consiliul Local și toate comitetele, dacă fiecare om nu este responsabil și nu face ceva în sensul ăsta, totul e egal cu zero. Oamenii nu o să facă nimic decât atunci când pot intre Africa în ei. Și în momentul când contezea mașina cu caritare în morți și bolnavi, nu vă mai fi ce să mai faci. Asta e, se panichează, se panichează. Deși, prezentatul acest lucru, să nu se fie panic. Să nu se fie panic. Atât timp când luăm măsuri, nu vor să fie probleme. Nu duci? Eu? Da, hai văd la așa e, cum a fost. Deci, așa că am uitat cumva din Germania, deci nu știți dacă au trecut... Germania nu e în codul roșu. Deocamdată intrarea și spalea în codul roșu. Asta vreau. Asta nu poți să iei nicio măsură împotriva lui, nu ai cadrul legal. Să stai acasă. Păi te duci și spui să stai acasă, altceva ce să-i faci. Cine se duce să-i spună să stai acasă? Noi, poliția, am mers la tot ce să-i faci. Am mers la 7 ori dar au venit să vădă din Germania, au venit din Belgia, unii am înțeles, nu au acasă, dar unii au venit în cer. Trebuie și facem cu ei. Aici e problema, nu conștientizează. Domnul Oprea, mă permite? Astăzi am luat legătura cu Ministerul de Sănătate. Și mi-a spus următorul lucru, fiind interesat eu de această chestiune. Mi-a spus următorul lucru, nu se mai ține cont, domnule, de tot gardul nostru. Toată lumea care vine din exterior va fi supusă izolării. Deci dacă astăzi mi s-a spus acest lucru, ce să mai că vorbim cu tot roșu, cu tot gardul? Nu, dar... Intervenul o secundă. Se izolează. Cum te izolezi cu copiii, cu soția care vin acum din Germania? Tânăr la 35 de ani, ce faci? Prima dată strânge familia în brațe, nu? Cum se izolează la așa persoană? E o întrebare, nu? Cum? Stă 12 zile în casă. Dar prima dată ce-a făcut? Nu știu ce-a făcut. Da, numai persoana, toată familia trebuie. Deci dacă își vine pasarea, toată familia este izolată de două săptămâni mai zi. Da, mă, ia-o mazătătă. Ședință la Comitetul Județean de Urgență a fost. Am fost chemat la ședință la Comitetul Județean de Urgență. Ce v-am spus mai înainte? Aia mi-a spus. Am cerut, nu numai el, și alți colegi primari au cerut să le dea listele cu oameni veniți, să care îi luați în evidență, din localităților. Și nu, n-au voie. Domnul director de la DSP a spus clar, măi, nu, eu respect legea și nu pot să dau așa ceva. Ședința la Consiliul Județean a fost înainte de starea de urgență sau nu? Înainte. Înainte? Da. Eu am zis, mi-a zis convocat din nou. Starea de urgență. Domnul primar, mă gândesc, eu consider că propunerea domnului Matei Laurențiu e bine venit. Acel comitet local de situație de urgență ar trebui întrunit. Sunt acolo o proază de solidarități, personalități ale comunii, probabil. Și gândiți un plan în perspectivă, domnule. Nu ați vrut să fim luați prin surprindere, doamne. Vor fi. Domnule, nu ne-am luat prin surprindere, suntem pregătiți pentru orice. Dar a lua măsuri împotriva cetățenilor, fără cadrul legal în spate, nu și
fost nimeni să-și ia seama. Nu nimeni treaba asta, dar încă o dată mă repet, astăzi am luat legătura cu DSE și mi-a spus următorul lucru. Nu se mai ține cont la izolare de zonă galbenă, roșu și așa mai departe, deci toți vor fi supuși izolării. Ceilalți care le ia în carantină. Nu, deci nu mai lucrurile evoluează de la o zi la alta. Avem și în comună, cred că sunt în jur de 50, peste 50 de persoane venite. Venite, păi vedeți? Așa. Dar decât să le bați o brază și pe oameni, te rog frumos, tu te stai acasă, fă asta, n-ai voie să faci altceva. Nu poți să iei măsuri împotriva lui. Sesizată poliția? Păi da, am sesizat DSP-ul, așa? A venit ieri DSP-ul și știți cât de revoltați a fost pe noi? Cetățenii? Nu pe noi, autorități. Cât și v-ați trebuit să faceți adresă ca să ne puneți cu noi pe drumul? DSP-ul? Da, mi-a întrebat. O venit din zona de Udăvrin. Are restricții la gara. Să nu-i plăneți cu noi, să nu-i nici ce probleme. Atunci ce ai cu mine? Dar aveam voie să iau eu măsuri. Deci tu nu-mi dai voie, nu că nu-mi dai voie. Asta e regula, asta. Și au venit, eu am înțeles și partea aia și am lăsat domnului prefect. Domnul prefect a zis, domnule, dacă o dăm liber, facem panică. În momentul ăsta și dintre